Mădălina, mulțumesc. Directorul Serviciului Român de Informație, Eduard Helvig, și prim-adjunctul SRI, generalul Răzvan Ionescu, au fost în vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. Au discutat acolo cu oficiali americani din structurile de intelligence. Este vorba despre directorul Comunității Naționale de Informații a Statelor Unite ale Americii, dar și despre directorul CIA. Principalele teme de pe agenda convorbirilor au vizat situația de securitate regională și globală în contextul actual. În același timp, în cadrul discuțiilor a fost punctată și importanța cooperării și schimbului de informații dintre SRI și serviciile din Statele Unite ale Americii, dar și rezultatele obținute. Eduard Helvig a vorbit cu oficialii americani și despre modalitățile de continuare a parteneriatului strategic în domeniile analizate. După toate aceste discuții, atât conducerea SRI, cât și cele ale structurilor de intelligence ale Statelor Unite ale Americii au reconfirmat angajamentele ferme de a continua să lucreze împreună, totul pentru a preveni și contracara agresiunile care amenință securitatea națională și regională, inclusiv a celor cu impact la nivel global. Și discutăm despre această vizită și aceste întâlniri extrem de importante cu domnul Bogdan Chiriac, director de CNews și analist politic cu vastă experiență în ce înseamnă știri de o asemenea importanță, și domnul Daniel Savu, fost ofițer SRI și fost parlamentar al României. Salut, le mulțumesc că sunt alături de noi. Domnule Chiriac, voi începe cu dumneavoastră. Cât de importantă este această vizită, cât de importante sunt aceste discuții pe care, iată, conducerea Serviciului Român de Informații le-a avut cu oficiali, cu oameni importanți din structurile de inteligență ale Statelor Unite ale Americii în contextul actual, pentru că... Doamnă, nu doar contextul actual, acesta al războiului declanșat de Rusia în Ucraina, ci de la preluarea mandatului de director al SRI, Eduard Helvig a preluat și continuat pe noi baze relațiile de inteligență între România și Statele Unite. Este meritul domniei sale. Deci, relația cu Statele Unite a avut mulți ani de zile o componentă strict inteligență și militară. Acum ea se diversifică, slavă Domnului, în special pe zona politică, dar și pe zona economică, culminând cu militarii americani care au sosit și au rămas în România, sperăm să rămână și să avem și o bază permanentă americană pe teritoriul nostru. Dar meritul lui Eduard Helvig este fundamental în dezvoltarea zonei de inteligență între România și Statele Unite. Pur și simplu e o componentă esențială pentru Statele Unite, de care directorul SRI s-a ocupat cu succes. Domnule Savu, ați fost ofițer SRI, ați fost parlamentar și ați lucrat în acea comisie care controla activitatea Serviciului Român de Informații. Ce înseamnă aceste angajamente reconfirmate, angajamente de colaborare între Serviciul Român de Informații și serviciile, structurile de inteligență din Statele Unite ale Americii, pe înțelesul nostru, cât sunt de importante? Am să vă spun, începând cu importanța acestei întâlniri. Eu o consider o întâlnire la nivel de șef de state. Și asta o spun pentru că, indiferent de cine ocupă fotoliul de președinte în Statele Unite sau în România, cooperarea trebuie să fie continuă în domeniul serviciilor de informații. Iar asta este o recunoaștere pe care Serviciul Român de Informații o capătă din partea nu numai a partenerului strategic, dar a întregii comunități internaționale de informații. Nu este numai lupta antitero, în care noi am fost o componentă extraordinar de importantă pentru comunitatea de informații din Statele Unite, dar este vorba și de contextul actual, în care România este țară membră NATO și graniță a Europei. Trebuie să spun că Eduard Helvig a avut o importanță deosebită, nu numai în relațiile astea internaționale, ale legăturile pe care le are cu comunitatea internațională de informații, dar a reușit să schimbe și percepția pe plan național asupra Serviciului Român de Informații.
nu mai este acel serviciu implicat în lupta politică, dă dovadă de echidistanță, n-am mai auzit de scandaluri în care apare SRI-ul. Asta este un lucru extraordinar și cred că este apreciat și pe plan internațional. Pentru că un serviciu trebuie să fie echidistant politic și să nu fie implicat în niciun fel de scandal. Și eu pot să vă spun că atunci când eram eu în comisie, era maximul scandal, cu binom, cu tot ce vrei, cu... era foarte complicată. Mulțumesc. Situația. Vă mulțumesc foarte mult pentru explicații. Breaking News chiar acum.